Răzvan Popescu a lansat la Timișoara volumul Omul Orchestră, un jurnal altfel. Practic este o viziune a ceea ce autorul a trăit în ultimii 35 de ani, din unghiul său subiectiv. Titlul semnifică faptul că nu vorbim despre un jurnal clasic în care evenimentele sunt relatate cronologic și derivă unele din altele. În cartea sa ilustrează un tablou care se obține în ansamblu, printr-o serie de imagini, de secvențe, de amintiri care împreună alcătuiesc un mozaic. Răzvan Popescu a vorbit și despre personajele care apar în cartea sa. Păi, în primul rând, ar fi cei patru președinți de după Revoluție, Iliescu, Constantinescu, Băsescu și Iohannis. Ei sunt, să zic așa, puternicii zilei. În jurul lor roiește o armată de activiști diferiți, în funcție de fiecare președinte a avut armata sa personală. Și mai departe aș vorbi despre personajele de fundal, care sunt oameni obișnuiți, oameni care uneori sunt chiar marginali, oameni care trăiesc de la o indexare la alta, oameni care fac munci obișnuite, mineri, țărani din satele depopulate, oameni din cariere, pescari din delta Dunării și așa mai departe. Oameni pe care i-am cunoscut trăind alături de ei și observându-i, să zic așa, cât mai de aproape am putut. Robert Cerban, scriitor și jurnalist, a vorbit despre acest volum și despre autor, spunând că un om care scrie jurnal și care îndrăznește să-și expune vulnerabilitățile este sincer și credibil. Tare decât altul. E o carte în care autorul face un lucru teribil și aici îți câștigă încrederea. Când scrii jurnal, în primul rând trebuie să fii sincer până la capăt. Un om care vorbește despre propriile vulnerabilități devine la început sincer. Un om care se expune de la început, un om care vorbește despre propriile defecte, despre micile defecte care apar odată cu vârsta, despre nostalgii, când vorbește despre putere, când vorbește despre opoziție, când vorbește despre ce se întâmplă în lumea asta, în afară de ce se întâmplă cu sine, devine un om credibil și în clipa asta jurnalul începe să devină într-adevăr literatură. Cornel Ungureanu, scriitor, critic și istoric literar român, a vorbit despre însemnătatea unui jurnal altfel. E, într-adevăr, un jurnal altfel, despre un personaj altfel, care este un lider de opinie așezat sus de tot, dar care rămâne mereu lângă noi. Rămâne mereu alături de cei care vor să fie alături de el. Scrie despre domnia sa, despre șansă, țară, bucuria de a fi, de a trăi, bucuria care poate fi a fiecăruia dintre noi. Răzvan Popescu este jurnalist, scenarist de film și scriitor român. A absolvit liceul Gheorghe Șincai din București, apoi facultatea de geologie și geofizică a Universității din București. După Revoluție se orientează spre jurnalism și este rând pe rând publicist, comentator la săptămânalul Express, corespondent la radio BBC și redactor șef la televiziunea română. Între anii 1999-2000 a fost purtătorul de cuvânt al președintelui României, Emil Constantinescu. Autorul a publicat până acum 11 cărți și a semnat scenariile a 7 filme artistice realizate de mari regizori. A deținut funcția de președinte al Consiliului Național al Audiovizualului în perioada 2007-2012.